mai trecut pe lângă unul, nu știu dacă m-a auzit. Player. Are semi, mă, el, mă, mâncați așa, are semi el. Iau și eu ceva cu piatra. Da. Foarte deștept. Nice, thanks a lot, bro. Appreciate it. Eram sigur, mă, ce am trebuit să sărit. Da, bine. Salutare, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Tony World la o serie mega interesantă, spun eu. Rust Vanilla Solo, joc solo, este episodul 2. În episodul trecut am reușit să-mi pun bazele unei baze. Mi-am făcut și un airlock. Acum să vedem ce reușim să farmăm, să facem. Am nevoie neapărată de piatra. Așa că vreau să începem episodul printr-un like puternic pentru susținere. Și dă-i și un subscribe dacă nu ești subscriber încă. Și urmează-mă în aventură. Hai să vedem ce facem astăzi. Așa. Avem ăsta, putem să facem prieteniște, așa. Ca să ne apucăm să facem furnalele, nu de altceva, dar cât îi trebuie la unui furnace? Cred că trebuie piatră mult, așa e, n-am. Hai că am 200 stone, am, e ok. 200 stone, primul furnal ca să dăm drumul la producție. Sulful deocamdată nici nu prea, ok, o să punem undeva pe aici furnalul, nu-i problemă. Trebuie să strâng lemn. Lemn trebuie maxim. Principala resursă. După aia piatră, mă rog, metal. Dacă ajung la metal, sunt patron. Dar cu ăsta pot să-mi fac o ușă. Și cred că și peretele ăsta. Dar vedem. Stați puțin. Hai să mi se facă furnace-ul, să-i dau drumul și să-mi plec la lemn. Deocamdată nu mă risc să merg cu arcul pentru că nu am foarte multe resurse. În primul rând am piatră. Asta mă disperă, dar se fac încet și metalele. Hai să strângem copaci. Hai să dărâm un copac ăsta de aici de la bază. Luăm, ducem la bază. Nu riscăm nimic. Așa. 1000. Oare mai ajunge să fac o ușă? Un kilo cam? Am nevoie pentru a-mi face airlock-ul complet ca să stau chiar fără grijă. Încă o ușă de lemn. E bine așa. Dar trebuie să mai iau vreo 3 copaci. Dacă am luat vreo 2-3 copaci, gata sunt. Baza e ca și cum starterul e bombă. Și am să mai tai din copaci ăștia cu un motiv anume. Pentru ca să am vizibilitate. Să nu se ascundă boracii pe aici. Beton, 1200. Am nevoie de un plan și de ciocan. Ăsta odată. Suntem foarte bine. Nu știu câte pietre îmi trebuie, măcar să upgradez corul, că va veni și ușa de metal și o să fie super. Ăla este. Prieteni, acum suntem mai asigurați, bineînțeles, doar să-mi dea pe aici, pe un pereț să-mi intre, dar mă îndoiesc că cineva sparge resurse pe un starter. Așa că haideți să punem mâna să mai luăm niște piatră. Aha, piatra ar fi bombă, dar eu acum ar mai păsi într-un bază, așa-i? Da. Hai cu planul ca să-mi fac un de-ala. Mâncăm și o ciupercă să nu ne fie foame pe drum, să mergem cu stomacul gol. Avem cărniță, avem ditati. Cum ar spune Uță. Hai să vedem, sunt chiar curios de wipe-ul ăsta, să vedem ce se întâmplă. Măcar dacă am parte de puțină acțiune, e bombă. Hai să spargem și copacii ăștia de aici, că mă cam sperie. Am nevoie urgentă de piatră. O piatră, dacă ia una. Nu de altceva, dar să am un caz de mă omoară și pierd uneltele astea de piatră, să-mi fac altele, deocamdată.
Bineînțeles că este nevoie pentru bază, dar deocamdată pentru unelte, așa. O să las planul ăsta la runcă, am deja prea multe. Așa, o să las ăsta acasă pentru că sunt un târșar. Și mergem în deplasare să vedem care este treaba pe în jur. Dacă am găsit o piatră, e bombă. Hai. Presimt eu că încoace ar trebui să fie o piatră. Stone. Deci, dacă văd o piatră care este aproape de bază, bineînțeles că mă duc și iau pickaxe-ul. Stone pickaxe, nu e nicio problemă. Ia și ăla bine. Ia uite-l pe lachel ăsta. Ce prost e, s-a terminat cu el. Nu-l băgăm în seamă. Mergem după piatră. Dacă intrăm în buș și dau o țeapă originală, cum n-a avut toată viața lui. Ia uitați-vă aici, să vedeți ce țeapă îi dau. La revedere, ia uite-vă, se ține după mine lachele. What do you want, bro? Can you hear me, brother? Noi ne facem treaba în continuare, nu-l băgăm în seamă. Hai mă, cu o piatră, mă. Haide, mă. Nu se spanează niciuna chiar pe aici, pe dealurile astea. Pe dealurile astea împietruite. Ia. Nici pe jos, pe aici. Și ăla tot piatră caută, sigur. Bă, dar nu se poate chiar așa niciuna, mă. Acum, cu cât m-am îndepărtat de lângă bază, o să o iau cu piatră, dacă o fi. E incredibil. Coaie, chiar niciuna? Hai, mă, încoace, mă, să vedem. Poate sunt eu. Ce este aici? Harbor. Harbor-ul e cam... Pe aici, pe mal, oare? Hai, mă, frate, una, mă, o piatră, bă, cer prea mult. Incredibil. Nu e, mă, niciuna. Și nu sunt nici foarte multe baze să zici, da, coaie, uite, au luat ăștia și au făcut compound de piatră. Nu! Ăsta e... Uite, o piatră, coaie, incredibil. Ce mișto ar fi să pot să o iau. 400. Puțin tare cu piatra, dar asta este că nu mă mai duceam până la bază și înapoi. Dacă ajung la bază, e ok. Am de un perete, oare? Dacă încet, încet, o să ies cu arcul, o să mănânc ceva și asta și o să-mi pun armură, o să ies cu arcul, o să fiu mult mai atent, dar... Deocamdată vreau să știu baza cât de cât safe, adică ușă de metal, măcar ultima ușă. Dacă tot îmi intră, să știi. Ușă de metal și pereți de piatră, măcar corul. După aia... Vedem ce-mi face. Dacă am astea, pot să mă duc să explorez și pe la... Unde sunt eu? Water, treatment, dar ce rost are să fac scrap sau mai știu eu ce? Dacă n-am resurse, dacă n-am bază, măcar de piatră. N-are rost. Bună treabă. Hai că nu-i rău. 600. Cât îmi ia pentru un perete? Cred că 300 sau cât era asta? Hai că vedem acum. 150, ok. 100, cum? 300. 1000. Am înțeles. N-ar fi. Era să fac code la lol. N-ar fi foarte mult 1000 piatră. Bineînțeles că nu e, dar atunci când nu o ai, este. Hai că vedem acum. Măcar mi-am făcut ușa de metal. Poate să intre pe un perete, da? Zic eu că episodul ăsta reușesc să-mi ridic și o bază de piatră măcar. Dar țin minte că am trecut pe lângă o mină, dar nu mai știu unde. Deci, a, da, cred că era aici. Da, da, da. Bun. Hai că nu strică deloc că ne-am făcut o ușă de metal. Prima ușă de metal. Wicked. Hai să mergem să încercăm să găsim stash-ul ăla, nu mai știu ce aveam în el. Dar cred că ziua nimerez poziția, că mai țin minte că am pus-o puțin în afară de... în afara boscheților ea. Data viitoare să-l pun un pic mai bine. Degeaba mi-am pus ăsta. A, de bă! Mă rog. Pierderea mea. Ne întoarcem la questul de căutare a pietrei. Ne suim un punct înalt, bineînțeles, să vedem dacă nu s-a spanat undeva pe în jur, dar nu se spanează, mă, nimic. Ia să vedem. La water treatment îmi trebuia oare radiation protection? Ia să dăm o tură să vedem. Poate suntem lucky de ceva. Nu mai știu dacă îmi trebuia. Cred că îmi trebuia, așa-i? Ia. Nu îmi trebuia, mă, doar acolo sus îmi trebuia, corect. Ia să vedem.
Aici este recycle-ul, aici este un urs super periculos, pe care nu avem nevoie. Un diesel fuel, care poate fi folositor. Și ar trebui să ajungem în clădirea aia mare, să vedem dacă este lootat înăuntru, unde sunt chesturile multe, ia să vedem. Apare nu e lootat. E chest sus, ia. E lootat, însă a uitat să looteze la de sus. Cred că a dat cu ceva, nu știu, săgeată. Săgeată, cred. Vedem acum. Uite-le, l-am văzut. A, aici se mai coaie. I'm not worth the kill. Piatra. Asta îmi pasă mie, nu de lachelă. Așa, ia să vedem monumentul ăsta mic. A fost lootat, a fost lootat, ok. N-a fost lootat. Până la semi automatic. Hai să încercăm norocul ăsta. A fost lootat. Dar nu-i nimic, că ne duceți mai aproape de casă. Am ceva, am nimic. Piatra asta cât de trăiește. Nici nu m-am uitat, erau chesturi sus? Era. Și aici, ia. Not bad. Patru săgeți. M-aș duce cu... A, și un diesel fuel. M-aș duce cu diesel fuel ăsta noaptea. Aș putea să merg, sincer. Aș putea să încerc noaptea, da. Ce-mi dă? Low grade? Ce-mi dă de-a? Low grade, parcă așa. Putem cu nur. Și pe ăsta pot să încerc să-l dilesc. Mă omoară? Mă omoară. N-are nimic. Hai mă! Hai mă! Hai mă! Coaie, câte săgeți! Ce lache sunt! Trebuia să fug pe fundație, da, n-aveam chef. Rălene. Fuge acum așa-i? Normal că fuge. Câte săgeți oare? Una, eram sigur că una. Așa. Avem low grade acum, grămadă. Avem low grade dacă putem să forțăm un molotov, ar fi ceva. Cred că putem să dăm ceva raiduri. Dar cred că mă gândesc la prea multe deocamdată. Ce aș face eu? Aș face un chest de ăsta mare. Hai două. Ca să scap de combinațiile astea mici. Ca așezăm din nou asta, punem kilocul. Nu pot să spun că îmi place foarte mult să joc solo, dar parcă aveam nevoie de seria asta, dacă mă credeți. Deocamdată este prea devreme să încep să mă gândesc la organizarea chesturilor și la asta. Deocamdată avem nevoie de spațiu de depozitare și atât. N-avem destul de multe lucruri ca să ne facem griji de carne, carne, mâncare. Vedeți? Numai ce am spus că n-am nevoie, dar eu nu pot să stau dezordonat. Trebuie să aranjez măcar puțin, uite, componentele, cât de am așa puțin aici. Mă rog, cât de cât măcar ustensilele aici să le văd, să-mi fie clar să le iau, primitivele așa, hainele sus, carnea la mine, puțin așa, cât de cât măcar ia, punem carne aici. Am un pat lângă aici, o să trebuiască să-l mut, dar îl pun un pic mai departe, ia să iau acum asta. Asta ce este? Small stash. Asta luată de la ăla, sărac. De la momorâ noapte, a adunat și elem și ăla, ce să-i faci bro, ăsta-i jocul. Ia, yeah, 3 days. Ok. Dar știu unde-i patul ăla, că mi-l arată pe hartă. Hai să pun. Mergem relaxați, dar cu ochii după pietre. Pentru că tare mult mi-ar plăcea și metal acum, bineînțeles, dar tare mult mi-ar plăcea să reușesc să o fac din piatră. Dacă reușesc să fac din piatră, da. Cam greu.
Nu este extra populată zona asta, deci am ales zona cumva bine. Zic eu. O bază cu un TC. Dar ia stai așa puțin. Oare e ceva în TC-ul ăla? Am pus să o sparg așa? Ar trebui să pun, nu? Nu. A meritat, dacă era ceva. Dacă era plin de resurse, plin de piatră, cum ar fi fost fai de viața mea. Ce belea. Nu știu dacă mi s-a întâmplat vreodată pe un server să găsesc mai mult clot decât piatra. Doar pentru un coșmar de-al meu. Se poate. Și ăla, prieten, este un revo. Piatră, paia. O iau cu piatră. Păi, bă! E, și acum, cred că avem destulă piatră încât să putem să ne facem, să putem să pierdem câteva pickaxe-uri. Pot să încep să umblu cu pickaxe-ul la mine, cu stone pickaxe. Că dacă ai unul și pe ăla îl pierzi, nu știu. Și plus că nu era piatră și... Na. Hai că vedem acum, hai că să vedem, ia. Că am mai reușit să iau o piatră. Clot. Hai că astăzi mă iubește Dumnezeu, prieten, n-am ce să zic. Este ok. Goal-ul meu este să pot să mă upgradez core-ul. Dacă mă upgradez core-ul de piatră. Nu cred că am deocamdată. 900, 900, 900, ia să vedem. Ăsta o dată, ăsta o dată, ăsta o dată. Și ăsta, 150. Acum trebuie să aibă explosibil ca să-mi intre în bază. Suntem puțin mai bine. Suntem bine. Încet, încet. Încet, dar sigur. Cum am spus, cred că putem să ne permitem să pierdem un kit. Chiar. Dar deocamdată... Deocamdată o să trebuiască să mă duc să mai caut piatră. Pe aici oare avem noroc? Hai mă, s-a spănat un apă aici pe lângă? Piatră, metal chiar. Vine noapte, ieșim la lemn. Hai să intrăm în pădurea asta de aici. Trebuie să găsim ceva. Trebuie să găsim o piatră. Trebuie. Hai că arată bine. Piatră. Am mirosit pe asta. Sulful n-am să le iau deocamdată, că n-am. Sunt departe de sulf. A, dar aici este asta, mă, e zăpada, mă, în zăpadă sigur găsesc pietre multe. Metal, ce bun e metalul ăsta. Hai să-l luăm. Nu trebuie să fim greedy. Opa, s-a văzut ceva? Nu. Mergem acasă, încet, dar sigur, v-am spus, așa joc eu. Sper să ajungem la bază, avem 500 metal, 700-800 piatră, belea. Hai că nu e rău, opa, hai ce m-a spirat, am cus că e player. Ba, bă, ce instinct am avut să mă feresc. Tony Târșaru. Mi-e greu să joc, cum am spus, nu e preferatul meu ras solo, dar trebuia să fac seria asta, prieteni, trebuia să o fac. Trebuie să o fac pentru că vreau, am nevoie de solo. N-am mai jucat un ras singur de să mă pierd așa pe server, să e mișto, foarte mișto. Dar v-am spus, sincer, prefer cu echipă, măcar duo. Păi eu zic că putem deja să punem asta aici și sulful dacă e. Sincer să fiu, aș merge după lemn. Așa că haide să facem un drum de lemn. Cred că vine ursul spre noi. Fugim, fugim, nu-i panică. Păcat că am pierdut copăcelul ăla, nu-i nimic. Hai să rupem pe ăștia din spatele bazei dacă toți sunt așa... în mediul meu. Mai are nevoie asta? Ne continuăm drumul. Și quest-ul să luăm copaci. Am auzit ceva. A terminat groapa asta, coaie. Opsute. 2000. E cine știe ce, mai trebuie să mai ieșim un pic. A, dar nu mai am viața la asta, ok. Atunci, haide să facem ceva. Workbench level 1. 500 wood, ok. Hai cu workbench level 1. Deci, prieteni, deja am reușit să fac workbench level 1. E ok, e bine. Noaptea mereu ies la... la lemn. Mi se pare cea mai safe activitate pe care poți să o faci. Mori, mori, asta e. Workbench-ul ar veni cam aici. Asta e să vedem, să nu ne grăbim. A pus bine? A pus ok, ish. Punem o cutie aici ca să nu mai cădem, să nu ne mai enervăm. Dacă am căzut, ieșim ușor. Așa. Ok. Ăsta.
și cu ăsta. Hai să mai facem un ciocanel. Cât îmi trebuie? O dată 75, 75, aha, 150, ok. Ia să vedem cât îmi trebuie până la revolver, o grămadă, cred că pe aia. 640. N-ar fi bine, e mult. Dar nu e, nu mă dezamăgesc pentru că știu eu cum joc și... Nu e problemă. Reușesc eu cumva să-l fac. Așa, prieteni, deci vă spun. Faceți ca mine, încet, dar sigur. Nu vă lăcomiți la resurse multe, să iei 1000 de copaci, să te omoare, să dai rage după aia, știi? Cel mai bine. Iei 2-3 copaci, te-ai dus în bază. Iei un copac, te-ai dus în bază, dacă nu ești sigur pe tine. Așa trebuie să faci. Cum ești tu sigur, cum ți-e ție bine? Dar eu așa fac. Mai ales când joc singur. Ăla e cu torța, pentru că e frustrant, frate, să iau 10 copaci să mă omoare după aia. Nu pot, mă enervez. Și de multe ori nu merge, știu, Rastul este jocul în care dacă nu riști, nu câștigi, dar nu, uneori nu-mi iese, nu-mi iese, de multe ori nu-mi iese. Deci cred că la zi putem să începem să ieșim să facem scrap runs. E o tâlmă, ăsta e aproape de mine aici, a? Aici era ea? Unde ai fugit? Uiule, cauzi mă, dar ce nu se dă spawn, frate, la nicio piatră pe lângă bază pe aici, parcă prea de tot, dacă mă întrebă. Una în pădurea asta sunt oare prea aproape de monument? Ce n-ai? Ce n-ai, biloi? Hai să putem și copaci ăștia de dacă tot. 1600, ud, vedeți? Parfum. Și acum stăm mult mai bine, ne-am îmbunătățit situația foarte mult. Uite, avem 3000 ud, e parfum. E parfum. Poți să continui baza, dar deocamdată o las așa. Am auzit un urs pe lângă bază. Where are you? Vai de viața mea. Hai mă ce l-am ratat. Hai mă. A fugit lachele. Copac am tras, fii atent. Oricum la Sanchi, că eu nu prea mai am nevoie chiar așa de... Piatră, piatră, piatră. Haide să mergem acolo unde am zis. Ne riscăm și mergem încolo. Ia. Lăsăm ăsta aici, luăm ăsta. Lăsăm ăsta și am plecat încolo. Hai să le zic. În biome-ul ăla de piatră. Auzi biome. Ala Minecraft. Și Terraria. Hai să mergem încolo să vedem. Poate avem noroc. Cine știe. Dacă mai găsim un metal, mai găsim o pietricică, e perfect. Ia uite, mai găsim ceva aici. Uite câte săgeți. Eu de obicei nu-mi iau arc la mine când farmez. Vă zic sincer, nu-mi iau. Poate e bine, poate nu-i bine. Mă duc strict pe farming. Pentru că, știți de ce? Atunci când farmez, sincer să vă spun, nu sunt atent la ce se întâmplă în jur. Sincer vă zic. Și de multe ori mor. Ce bază mare are asta. Hai să vedem, ia. Nici o piatră, mă. Da, mergem aici, în zăpadă, găsim. Hai. Ce caterincă sunt astea, adăposturile astea, adică-s WC-uri. Lol. Ia uite piatră, piatră metal. Ai ceva pe aici aproape? Și mergem la bază. Mergem la bază, prieten, cu 1000 și ceva piatră. 1000 metal. E ok. Dacă ajungem, bineînțeles. Da, cred că ajungem, că nu prea. Uite o piatră pe deal acolo, o să o iau și pe aia oare? Hai că iau și pe aia repede. Aoleu, player. M-a văzut. Am mai trecut pe lângă unul, nu știu dacă m-a auzit. Nu cred că m-a auzit. Emoții, emoții, emoții. Nu cred că mă vai, dar ce aproape am trecut de asta cu aia. Cred că o să întâlnească ea doi să se pizdească. Ah, am uitat să vin cu dieselfuel noapte aici, da? Ok, ok, dacă ajung la bază. Beton, prieten, beton, beton. Hai că e bine. Nici nu știu. Pun asta aici. Oricum mai îmi fac un... Ia. Dă 500 încoa. Sunt ok două cuptoare momentan. E foarte bine.
6 pereți, vreo 7 pereți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cred că pot să fac și ăsta de aici. De piatră. Da, e ok deocamdată. Uite cât logrit fac. E nebunie totală. Ceva frumos. Pot să mai fac o ușă de metal. Și un loc. Ăsta pot să-l pun lejer aici deocamdată. Așa. Punem ăsta. Punem ăsta. Dă-i foale. 300 la half wall, băi, și ne pun la cap. Ia uite cât stau acum să ies. Ferească Dumnezeu. Doi pereți. Doi pereți. Și un acoperiș. Bă, suntem bine, mă, gata. Suntem ok, suntem super. Doar că, bineînțeles, mai trebuie să mai luăm piatră. Evident, 15 ore. E ok, ok, suntem bine. Acum stau mai liniștit, vă dați seama. Să mai încercăm să mergem după piatră, da? Aș mai căuta pe aici, sincer, să vedem dacă s-a spanat vreo piatră, vreo ceva. Dacă nu, aș merge chiar pe drumul ăsta. Dar s-a auzit unfriendly. Hai că mergem să vedem care-i treaba. Hai pe drum, poate culegem ceva scrap. Încet, așa, încet, încet. Nu trebuie să facem decât vreo 600. Asta a fost un water pipe shotgun, prieteni. Și cred că am auzit pe cineva, dar nu sunt sigur. Bine, acum nu putem să jucăm terorizați de joc. Până la urmă e un joc, murim, murim, dar nu vreau să mor prostește așa, dar drumul ăsta a fost făcut de cineva numai ce. Da. Ce lac e. L-am văzut și are bow, cred. Ok, detour atunci. Ăsta a fost raidat. Sau și-a luat decay. Ok, o să mergem pe drumul celălalt de beton aici. O, 6. Ei, băi, dar poate mai dăm de o piatră de metal ceva? Acum, sincer, aș vrea metal mai mult decât piatră, pentru că pot să-mi fac baza direct la metal, ar fi bombă. Iau de-alea pe ăla. Ar fi mișto să iau câteva pietre de metal. Nu este o bază care să aibă upkeep-ul mare și... Cel puțin așa cum e acum în forma ei, n-ai floare la urechi. Aș merge, sincer, la... Harbor, mă, dar... Se auzeau mitraliere, se auzeau. Mă rog, o să mergem. One rock? Cum se fac WC-urile astea, mă? Bă, dar e incredibil, mă, pun munții ăștia să nu fie piatră, mă, nu-mi vine să cred. Parcă prea de tot. Bine, am aia de zăpadă acolo, dar sunt cam de părticei așa. Ați văzut, da, am avut noroc că nu m-a văzut prostălăul, a dormit pe el. Bine, am făcut și eu așa și... Am dat controle. Ce vin la bază cu nimic? Am mâncare, am, pot să supraviețuiesc lejer, sunt ok. De ce să mă plâng? Chiar sunt ok, n-am ce să... Uite câte d-astea am oase. Păi da. De ce să-mi iau ăsta de pickaxe? Că-mi pot să-mi fac un bone club cu aia. Bone club și așa belea. Și cred că pot să-mi fac mai multe. Păi, bone club, bone club. Bone knife, dar ce urât e skin-ul ăsta care arată seringă, ce urât. Ursul ăsta și-o caută cu mine, ursul. A, cu club ăsta, da, mă. Pot să iau și chestii cu el. Da, mi-aduc aminte. Și oruri și... Da, e ca o de-asta primitivă. Și putea să minez cu ea. Ok. Deci am zis că mergem pe drumul ăsta. Hai să mergem pe drum atunci. Ia uite, mă. Ia să vedem cât îmi dă. Cred că mai mult decât piatra, nu? 400. Mă miram să nu se spawneze piatră pe aici, dar sunt vampiri care minează tot. Sunt nebunii, ce să faci? Cred că pot să încep să fac drumul ăsta așa, încet de scrap. Eu trebuie să-mi pun... Două secunde, că trebuie să-mi pun loot-ul ăla. Auto-loot-ul e asta aici. Controls... Inventory toggle, crafting, hover loot. Hover loot, ăsta este? Mouse 3. Hai să încercăm să ne obișnuim cu el. E nașpa cu H, că nu-mi vine să apăs H. Sincer.
Îl apăs greu aici și... Voiam să mă duc acasă, dar ce să mă duc acasă cu 9 scrap? Nu riști, nu câștigi în ras. Hai, poate dăm recycle la ceva și plecăm cu mai mult. Mă mir eu să nu fie nimeni aici, dar cum am spus, nu riști, nu câștigi. Așa că let's go să încercăm. Player. Are semi, mă, el, mă, mâncați așa, are semi el. Hai că încercăm să mai lutăm așa random, ia să vedem, poate mai dăm de ăsta aici a lutat ăla, nebunul acesta. Omul are semi-automatic rifle, mă. Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Player în față. Cu arcul. Nebunul a lutat tot, mă. Tot. Vedeți despre ce am zis? Că nu riști, nu câștigi? Mai bine te duci așa câte puțin la bază, dar n-aveam 9 scrap, nu e ca și cum am pierdut cine știe ce. Acum trebuie să fim atenți să vedem dacă îl omoară ursul pe ăla cu arcul. Dar nu că știe să joace, uite alea la chele. Ar fi ceva să-l omoare ea? Hai mă, omoară-l, să mă o să lutez. Îl omoară, fii atent, a fugit prost. Îl omoară, îl omoară. Poate dă bleeding, haide mă, cazi. A, a fugit de alt player, gen. Am înțeles. Pricos și ăsta, maxim. Fugi de alt player, uite-le. Uite playerul ăla. Am înțeles. Cu arcuri. Belea. Ce să zic. Interesant. Da, să luăm și ăsta dacă tot. O piatră direct. Iau și eu ceva cu piatra. Da. Foarte deștept. Mersi. Nice, thanks a lot, bro. Appreciate it. Asta e prostul ăla căruia era frică, m-a venit și m-a omorât pe mine, mă, mâncați. Ok. Ia să încercăm să facem ceva pe aici. Mă duc orbește, prieteni, bă, duc să vă poate găsesc ceva pe aici, să vedem. Măcar să mor cu stomacul plin. Ranul de sus, ăsta de aici este făcut. Tot monumentul este lutat. Hai să... Hai, nici nu știu. Hai să încercăm turnurile alea. Singura mea șansă de a lua niște loot ca lumea din turnuri. Da, e ok. Water treatment, mai am un mining outpost încolo, dar e departe. Nu-i departe, n-ar fi departe. O să ajung la bază. Doi player. O să ajung la bază și o să mă uit pe hartă să văd dacă nu sunt vending machines. Ia uite, pistol bullet, 8 scrap cu aie. Semi-automatic pistol, 90 scrap. Dar nu mă duc acolo, că e jale maximă. 24 scrap, ce să fac pe el? Unde să mă duc pe aia? Hai că încerc să lutez pe aici pe jos să văd, dar era un player. N-are nimic, hai. E luta monumentul ăsta? Nu e luta de tot. Cred că am auzit ceva. Dacă aș face rost de un revolver... Scrap fac să-l învăț. Uite așa, încetul cu încetul. 30 scrap. Să mergem la bază. Încet, încet, merge treaba, merge. Așa e frumos. Să fie greu. Știu că vă place când e greu și mie îmi place când e greu. Uneori simt că n-are rost când e ușor, sincer. De multe ori eram cu uțul pe, nu știu, pe softcore, pe... Și n-avea rost, pur și simplu. Puțin player, puțin 38 scrap. Aici e bine că se spunează butoaie și... Aoleu. Cred că dau rai de ea. Ia să vedem, 65 scrap. Ok, e un început, ce să zic. O luăm și noi mai bătrânește. În schimb, am multe componente, multe. Câteva. Dar și reușit să le duc la scrap, ce bine ar fi. Poate mai pe seară? Poate mai pe seară. Player lache, direct. Player lache. Deci, frații mei, am cam reușit să-mi pun bazele. Acum depinde de ce noroc am. Ia să vedem. S-a făcut cam târziu. Hai să mai facem o acțiune. Acum depinde de ce noroc am. Ia să vedem. S-a făcut cam târziu. Hai să mai facem o acțiune.
Eram sigur, mă, eram sigur, mă, ce am tresărit. Eram sigur că s-a făcut că trece pe lângă bază. S-a făcut că trece pe lângă bază cu aia. Ce să-mi iei? Cred că a plecat, nu? Așa ar trebui să pleci. Deci așa player viclen cu aia s-a terminat tot. S-a făcut trece pe lângă bază, s-a întors. Nebun cu aia. M-a luat pedalul ăla, bă, băi, băiatule, dacă zine să cred. Deja a ajuns acolo? Ce avea? Thompson, nu? Thompson? Ce să-i faci? Asta e viața. Ar fi tare să reușesc să-mi iau revolverul, dar n-am cum cu 600 scrap să încerc, nu. N-am de unde strângat acoaie. Chestia noastră este că nu prea am acces la nicio... la niciun recycle. Asta e cam nașpa. Într-adevăr, da, bine. Să n-ai, nu prea ai acces la niciun recycle, cam nașpa. Pentru că am ceva de dat la recycle și nu... nu știu, o să încercăm mai pe seară un pic, poate. Am găsit un ladder. Hai să încercăm să mergem la recycle. Am două dele, ar trebui să fac scrap bunicel, ia. Mișto ar fi să nu fie nimeni. Crezi tu că nu-i nimeni? Vedem acum, este cu aia până la urmă. Ce tot atâta. Uite mă, urs polar, mă. Și mi se pare că mi-au radiații dacă am căsut aici, nu? Hai că vedem. Radiații? Nu. Ba da, vai. Nu cred. Cum e posibil? Vai. Nu știu dacă mi-a găsit corp. Ia stai să văd dacă mi-a găsit corp. Nu cred că mi l-a găsit. Și se lasă noapte. N-a găsit. Și se lasă noapte cu aia. Se lasă o laie. Mai e bun să lasă. Hai, lasă că mergem așa să vedem ea. Hai că știu exact unde am murit. A, dar am crezut că se lasă noaptea, mai e o grămadă până la noapte. N-are nimic, m-am eschivat bine acolo. Dacă am noroc bine, dacă nu și aici scrap, este ceva, mă ajută foarte mult. Se vede de nimic de aici de sus, pare. M-ar fi lootat. Cred că m-a lootat nebunul și-a dat seama, îți dai seama. Ia, că vedem acolo. O iau pe tiră. E un adevărat challenge să joci era solo. Cred că ar fi fost mai ușor dacă eram un kamikaze așa. Dar eu când sunt mai calculat, așa cum asta mi-e greu tare să joc solo. Nu m-a lutat. M-a lutat, mă, cu aia, mă. M-a lutat, mă, cu aia, mă. M-a lutat. M-a găsit bangiu. Două diesel fuel. Din nou piatră. Dar e... sunt ok. Nu e rău. Nu e rău cum suntem prieteni. S-a făcut târziu. Aș închide episodul. Avansăm greu pentru că, dar stai așa înainte să închid episodul, ia să mă uit eu puțin pe ăsta. Deci, Molotov Cocktail, 100, așa, ok, ranch-ul, ia să vedem ce vinde. Ăsta vinde aici bine. Ăsta vinde lângă satellite dish. Deci, electric furnace, ok, large furnace, da, nu, aici, ia. Pistol bullet, uite, pistol bullet, 8 scrap, frate. Pistol bullet, 8 scrap. Rifle ammo, 10 scrap. Semi-automatic pistol, 90. Faia de așa ajunge acolo. Ok, alt shop. Aici. Hunting bow, mi-a plăcut. One revolver, 75 scrap. Coaie. Nail gun, ok. Crossy, hazmat, molotov. 75 scrap revolver. Poate pot să încerc să fac ceva. Să o iau pe jos, să minez pe drum. Poate putem să încercăm. Ar fi mișto să iau. Și să mă duc imediat în outpost să-l învăț. Asta ar fi șmecheria adevărată. Poate facem, dar în episodul următor, prieteni. Mulțumesc că te-ai uitat până la final. Sper că ai dat și tu un like.
Poți să dai și tu un share pentru fratele Tony dacă vrei să le spui prietenilor. Ia-te peste ce canal de YouTube șmecher am dat despre Rust și nu numai despre Rust. Așa că până data viitoare, prieteni, Tony World v-a lăsat, dar nu uitați, gaming hard, baftă!